Morning Glory, Morning Glory, prefăcuți sunt toți actorii. Bonjurică, bonjurică, toată lumea este trează în organizația de bază, motiv pentru care, mă rog, râdem ca proastele, că am încercat, am vrut să facem un act de cultură, de artă, de orice, dar noi... Vă spunem bună dimineața! Și abia așteptăm să vă spunem... La revedere! Și de asta îi spunem acum... Bună dimineața lui Emanuel Pârvu. Mă așteptam, jur, mă așteptam, adică mă gândesc de fiecare dată cât de jos poți să duci discuția și recunosc că mă surprins de fiecare dată, nu dar mă las. În mod plăcut, da. Dar în mod plăcut, evident. Da. Dar în schimb. Dar în schimb. Emanuel a venit, ca de obicei, să vorbim un pic despre cariera lui universitară, dar o să trecem în ultimul moment peste acest... Știu că e ziua mondială a poeziei. Da, mai mult de asta te-am adus. Mai mult de asta, evident, că mă gândeam dacă voi știți pe gluma, știți gluma cu doamna care încearcă să-și impresioneze soțul? Nu, spunându-i poezii, nu știu niciun bar cu femei și bărbați. Spunându-i poezii, doamna acasă în desuri, în tot cu sticlele de vin pregătite, cu șampanie, cu tot, începe, pune picior peste picior, începe recită o poezie de Nichita Stănescu, el nu pare impresionat, dă drumul la meci, încearcă din nou cu Goga, la fel yoga. Asta schimbă Octavian cu, yoga, yoga. Cu Octavian Yoga, el schimbă canalul, asta ia o gură de vin bună, așa, se duce la oglindă. În fond, cred că atâta meriți. Dimineață binecuvântată și spor la cafeluță. Să nu uităm că e și ziua internațională a Teatrului de Păpuși. Da. Și, mă rog, știu o poveste, Dragoș Olteanu, colegul nostru, o știe de la un prieten de-al lui, al cărui copil a făcut... teatru, a construit. A construit această poveste. Nu știu ce piesă era, dar în orice caz era vorba de o vrăjitoare. I-a povestit-o și lui taică-mi și i-a plăcut foarte mult. Mă rog, o prinseseră pe vrăjitoare. Și copiii erau în sală, că i-a duseseră de la școală sau de la grădiniță. Și actorul a zis, și acum copii, hai să vedem cum ziceți voi să o pedepsim pe vrăjitoare. Nu pot să reproduci, știu, cunosc povestea, dar n-ai avea cum să spui asta pe post. Da, în fine. Și unul a zis, să o omorâm, să o aruncăm peruc, să-i smulgem unghiile. Și s-a ridicat ăsta mic, care era și peltic. Și a zis... Să-i tragem un șut. Morning Glory, Morning Glory. Încă lasă nervișorii. Și actorul a zis, mai bine să o omorâm. Mai bine să o omorâm. Așa, bun. Deci am intrat la... în... Da, pentru că legat de chestia asta cu teatru, voiam, chiar țineam să menționez chestia asta, că la Universitatea Ovidius din Constanța, unde activez de ceva vreme, de când am plecat de la un ATC, care au și facultate de teatru, există primul, s-a făcut împreună cu domnul Titien, Adrian Titien și cu Daniela Vitcu și cu Radu Niculescu, am făcut primul masterat de actorie de film din România. Păi asta nu e rău, în primul rând că așa, mergând pe stradă în Constanța, nu-ți imaginezi că acolo nu că este, dacă a existat vreodată o facultate. Să știi că noi batem pe faleză acolo și în general pe faleză simți briza de intelect. Adică vine, te ia. Te ia, așa? Da. Te ia, vine. Adică îți vine să bei și să fumezi, sau ce? Băi, vezi... Și să pierzi nopțile. Vezi cum duce discuția în derizoriu, tot timpul încerc să ridic nivelul și nu. N-ai nicio șansă. N-ai cu cine. Nu mai e pui de urs? Dar șorlei mai e, nu? Cred că da. Băi, vorbiți de cluburi de la n-ai de pe litoral? Nu. Oricum,
Pârvu le mănâncă încet, cunoscut drept Emanuel Pârvu. Dezoazu, nu dezoazu. Este aici, este aici ca să ne recite, să ne recite. Așa cum a înțeles, pentru că el a copilărit alături de un copil indian, de la care a prins acest accent extraordinar. Și este unul dintre puține actori din România capabil să recite Eminescu, Păunescu și pe toți ăștia în indiana, vechea limbă vorbită de daci, care după aceea au dat sanscrita și așa mai departe, dar în străinătate, în deplasare. Înainte... Și aici a rămas să vorbească așa, deci în original. În original, înainte să fac o scurtă paranteză apropo de daci, pentru că noi cu toții știm că venim de la daci, era gerula pe zid, da. Se uita în zare și colegii lui de jos, ce vezi în zare, dârzule, gerula? Știți? Păi tocmai că nu știm. Atâta, Morning Glory, Morning Glory. Pocnește ficăciorii. Nu-i atât, atât. Da, de ce prostie. Atât, atât putem la... Tu n-ai încercat vreodată să mituiești un polițist de circulație spunându-i poezii? Nu. Am, la un moment dat, când făceam televiziune și mă mai știa lumea așa de pe la televizor, m-a oprit un poezia și zic, ești actor, zic, ce vă mulțumesc, nu știu ce, și voi ce faceți acolo? Zic, așa, puteți veniți la teatru, zic, nu l-am invitat, zic, veniți la teatru, zic, da, acum dacă mă lăsați și mă iertați, zic, pot, eu am făcut o glumă, zic, pot să vă spun o poezie, și el zice, mai bine strângeți punctele și vă luați bicicletă. eram pe tren, asta cu cedează, nu mi-a reușit, n-am dat cedează și m-am transformat în pieton, n-am reușit cu poezia să-l impresionez. Morning Glory, Morning Glory, se bulbucă ochișorii. Hai să vedem acum Gabriela Firea. Totuși la Gabriela Firea un recital de poezie, da, nu din nu, de unde sunt? Din Scena Nouă, nu? Nu? Da. Că ei au sărbătorit chestia asta. Am cules câteva piese artistice. Avem și poezii de la doi dictatori. Ceva fin. Da, în orice caz începem cu... Și pe Mussolini. Da. Gabriela Firea, Noi și lumea cealaltă. Da, da, da. Dar trecem la accentul... Da, 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 Doamne ajută și cu familia și cu... Eu, da. Eu cu familia, cu Isarcu aici și cu toată familia. Doamne ajută. Scuze. Cu cine vrei să începem să spunem o poezie? Păi, Gabriela Firea? Doamne ajută. Pielea ta catifelată ca un botic de ied și a mea într-o așteptare eternă până la epuizare, am nevoie să mă îmbrac în dorința ta. No, hai să oprim aici și Doamne să aștept. Trecem pe accent indian, te rog frumos. Gabriela Firea cu accent indian? Da. O femeie cu accent indian? Da. Un fel de narghita a poeziei. Pilata, catifelata, ca... un botic de iad și a mea într-o așteptare eternă până la epuizare, am nevoie să o îmbrac în dorința ta, să nu ies în stradă ca un păratel că haine n-ai, căreia se vede galicerea, ca mi s-ar putea descifra tatajele de senor de vizion sub formă de nalve. Morning Glory, Morning Glory. Atâta. Puneți bani la fondul școlii. Uite, Băsescu și Osama. Băi, dar ți-i nebunii complet. Cine a făcut recolta? Băsescu. Scena Nouă. Scena Nouă, am înțeles. Băsescu, Osama, Mussolini. Da. Sunt am câteva înțeles. Și de pe Vice. Am înțeles. Am înțeles.
ce regiți? Nu știu, mă gândeam cum ar suna Osama în toată chestia asta. Cum... Ei vorbesc un pic mai altfel. Eu o lume plină de crime în care copiii sunt uciși ca vitele. Sioniștii ai, mă rog, frații arabe, ai numai gură, conspiraționiștii sunt orbi, e doar cenel, pe hârtie nu are niciun efect. Aceste soluții nu ne protejează de ce ne fac cupresori. Cei mai mulți ucenici și trădători al lui pe Allah, de unde să știu că nu își vor uita propriul popor, așa ca să îndreptă ce rău, am jurat pe Dumnezeu că voi continua jihad împotriva necredincioșilor. Cam în zona asta cred că ar spune, cred că fonetic pe aici cred că s-ar duce. Și eu zic, morning glory, morning glory, nu mai vă bătesc ca Chiori. Așa. Da, mă gândesc la toate... Cred că de obicei lucrurile pot fi refăcute atunci când au particularități fonetice. E foarte greu să reproduci română. Româna nu e o limbă cu particularitate fonetică. Rusa, spre exemplu, e o limbă cu... Italiana e o limbă cu particularitate fonetică. Adică spaniol. Nu poți să vorbești aiurea nemțește, adică nu poți să vorbești în românește, ca și cum ai vorbi în germană. Exact, gibberish în română. Poți să vorbești gibberish în engleză sau poți să vorbești ceva care are... Dă și un exemplu ca să înțeleagă lumea despre ce vorbești. Știi, și atunci, da, adică e o ceva, recunoști niște forme de... E, alora, ce e la bavată, la mezzodu goale? Știi, ceva în care poți să urechea ta se duce înspre zona aia, la... S-a din cealai corin, mă, știa. Știi, japoneză, ceva. Dar româna e foarte greu să faci și cred că e foarte greu în sârbă, în... ceva poloneză, iar la fel cred că e foarte greu. Zic că există câteva chestii, că nu trebuie să înveți mare lucru ca să te identifici în română și unul dintre ele ar fi... Am înțeles. Nu, dar... da, cred că... na, asta cu particularitățile fonetice cred că necesită un soi de ureche muzicală pe care omul... Inițial, toată chestia asta cred că a fost inventată pe undeva prin anii 70 de teatru sport. Keith Johnstone făcea teatru sport, e un regizor din Canada care a inventat în spectacolul de improvizație discursul cu traducător. Sunt jocurile de în discursul cu traducător, există jocurile de improvizație. Am căzut unul pe bicicletă în timp ce recitai cu accent indian. Ah, pardon. Am înțeles. Și în discursul cu traducător cineva vorbea gibberish într-o limbă cu particularitate fonetică, iar celălalt traducea. Evident, asta. Dar inițial de aici a plecat chestiunea, iar pe urmă băieții de la Whose Line Is It Anyway pe urmă au luat-o și au dus-o prin anii 90, anii 90-95, au avut anii 97 chiar. Între două vârste, 97-98 așa era. Să ne întoarcem totuși la poezie, să ne întoarcem la frumos. Nu știu dacă îl cunoști pe Nicu Alifantis. E un recitator născut, după părerea mea, prea puțin recita. Da, are o chestiune. Și în primul rând, ai să ne gândim la numărul 9? Da, a fost. La numărul 9 n-ai fost? Nu. Piața Domană, n-ai fost în Piața Domană? Să încercăm totuși o poezie a contemporanului nostru Marius Tucă, Blonda cu bicicletă. La Marius Tucă, așa cum ar recita Nicu Alifantis. Tăiai aedul și totodată inima mea, cu Pegasul tău galben plutitot, de patcă trăgeai tot cerut cu el, cu cedițe și întreaga lume, cu zâmbetul tău androgin, blocuri întregi, ce bine că ești, alei cartier, tu erai blondă cu bicicletă, îți iubeam aerul, lăsat în urmă când pedalai calm, nepăsător și tandru, îți iubeam spițele învârtindu-se, ce vâtești produceau în sufletul meu. Ce bine că ești! Glorie, glorie, glorie. Ce bine că ești!
sau cartofiuri. Păcat, păcat că Nicu Alifantis recită, pardon, decită atât, decită, decită atât de dar dat, dat, atât de dat. Da, de, ar fi tot timpul. Oricum, aici, dacă dăm totul la o parte, de cunosc că e un artist pe care îl admit foarte mult, chiar cu râu de rigoare, adică îmi place foarte mult Mircea. E talentat, e păcat să te duți acum. Da. Mie place foarte mult Mircea. Hai să mai încercăm un poem, dar aș rămâne pe... Păi și eu vreau să-i mulțumesc Bogdan Exarcu că m-a invitat. Da. Bidon, îți dai seama că dacă ai fi răcit, ar trebui să spui Bidon Cosba. Da. Da. Un caghebist, o cârpă caghebistă. Nu că nu vreau să deranjez pe nimeni acum, dar o cârpă caghebistă care m-a băgat în pușcărie. Două creiere și două inimi care se izbesc puternic de albastru, ale noastre iubito, și ochii cei plini de petale. Nasul tău bizar iubito, amintind de cornul de inoroc puțin strâmb, căci linia vieții nu este dreaptă. Nu te mai uita la mine cu ochii de cârpă caghebistă ce ești, care m-ai băgat în închisoare. Asta a legat de nasul Marinelei? Marilena Ciocan? Sau cum o cheamă? Nu, Marilena... Nițu. Iată-o Nițu. Pe mine. N-am... Care, într-adevăr, avea dar ceva la nas. Dar Marilena Ciocan? A fost nu știu, cineva? Nu știu. Nu, dar ar trebui să fie. Maybe we can Google it. Morning glory, morning glory. Există? Se prăjește cartofiorii. Nu mi-a rămas mie numele ăsta. A? Nu știu. De unde mi-a rămas numele? Habar n-am. Mi-a rămas numele ăsta, dar nu mă știu. Marinela Ciocan. Nu știu. Se pare un nume bun pentru o femeie. Așa, de dorohoi. Păi nu, dar depinde de... depinde de evoluția în sport. Că... Traian Băsescu sigur a mers și în India. și... Antena 3 aici? Nu, nu, nu. În emisiune, nu e? Cu accent indian, eu cred că aceste versuri ale lui Băsescu. Cred că e foarte complicat, n-am făcut niciodată deasupra de să încerc. E, trebuie combinate o chestiune din gât cu o chestie de nas. Deasupra ție cerul se înălță și pe el privesc în jos sute de stele ce-l admiră pe bravul om periculos, iar după luni de zile de mers pe întinderea albastră, întors din nou la țărmul tău iubit, alergat grăbit spre casă să vezi iar chipul mamei fericit. Antena 3 aici? Da, a fost, da, facem, a fost în emisiune. Da. E foarte greu să le combin două chestii, că fiecare are lucrurile lui în voce, dar întotdeauna vă că ridici tacheta atunci cu bubca, nu te potolești niciodată. Aveam și poezia asta lui Mussolini, care e cel puțin interesantă. Dar Valeriu Argăseală. Pe numele lui mic Benito, nu? Sau cum îl cheamă? Da. Da. Benonito. Da. Mă rog, Nea Benito. Da. Există, da. Există la teatru această, și în general, nu numai la teatru, și la film în general, când dai interviuri, este această întrebare penibilă pe care o pun oamenii ăia care fac alt tip de jurnalism. Cum ați intrat în pielea personajului? Asta cu pielea personajului este ceva înfiorător pentru actori. E cumplit. E, practic, îi dai și piele înapoi din când în când, adică nu stai tot timpul cu ea la tine. Mai ales dacă are și o boală de piele, dragi, te găsește. Băi, este cumplită întrebarea asta, mi-ar plăcea foarte mult să scape lumea de ea. Eu totuși m-aș întoarce la poezie, Emanuel Pârvu. Da. Și, la poezia noastră, cea de toate zilele. Da. M-aș astăzi orienta către Valeriu Argăseală, am vrut să fiu milionar, cu accent indian, dacă ești găgut. Nu, băi...
Ridici ștacheta foarte mult tot timpul. Ștafeta. Ridici ștafeta foarte mult, iartă-mă, scuză-mă pe mine. Nu cred că îmi reușește. Nu știu, e foarte, foarte greu să le combini, pentru că argăseala avea, iar nici ăsta n-are particularități fonetice. Nu, da, pe indian, adică nu mai trebuie să mai combini nimic. Adică copilul indian din tine, copilul indian din mine. Da. Făceam să încerc să strâng, măcar să strâng din dinți un pic cum făcea argăseală. Făceam la intervale regulate, desecarde nervoase cu zâmbetul pe buze, perfid mă ascundeam, aveam și perioade cei drept mai sănătoase când reveneam din vise și limpede gândeam. Mai ștafetele tale mă distrug. Și aici predăm ștafeta echipei peltice. We are doing this together, the Peltics. What în engleză? Asta a fost în engleză. What would you like? Păi nu, să continuăm poezia. Tot în engleză, together? Da. Nu, în engleză, în peltică. Asta zic. Together. Da. Când hai together. Mă descurcam aici tot timpul. Haideți, vă rog, când reveneam din vise de aici. Da. Mă, hai? Da, ce? Îi dăm împreună așa? Îi dăm împreună, da. Da, mă descurcam, da? Da. Mă descurcam tot timpul atâta cum fac băieții. În două lume opute, cu taturi diferite. Ce am învățat noi astăzi la Morning Glory? Particularități fonetice. Cine ar fi? Cine din... Tu că există cineva care vorbește așa? Păi asta e, mi-e teamă că da. Mi-e teamă că da și... N-ai iar putea... ne reclamă ăștia. N-ai putea să faci mic tot de chestia așa? Și? Nu. Să nu faci. Noi, din potrivă, vrem să încurajăm pe cei care vorbesc așa să vorbească deschis. Băi, singura chestie... Să sune la Morning Glory. Ți-am zis, am senzație că la recitatorul de serviciu, în loc să mă chemi de fiecare dată, să zici, băi, ce film ai mai făcut? Chiar mă, ce film ai mai făcut? De când ai venit, bă, mă țineam să te întreb. Am făcut un film pe care o să-l lansăm la toamnă. Acum cinematografele stau așa mai pe lumea, tot se ferește, deși ele s-au deschis, și cred că la toamnă o să fie lucrurile un pic mai bune. Un film care a fost lansat la San Sebastian în toamnă și pe urmă acum se plimbă prin lume, exact, la Tante Batian. Și o să-l lansăm după Anonimul la toamnă. Iar ca actor am mai făcut un film care acum este deja în cinematografie, Miracol, cu care ne-am tot plimbat pe la Veneția, ne-am tot plimbat prin lume. Am fost pe la Cairo, acolo în lume, mamă, pentru voi femeile, cumplit acolo. Din toate. A fost, cred că, una dintre cele mai ciudate experiențe pe care le-am trăit, văzând la chestiile. Dacă mă și supăr, o dată pe an am voie să te bat. Legal. Dacă asta e scris în lege. Da, dacă mă enerve, adică poți să te duci la tribunal și odată... Da, de ce ai ales să umbli îmbrăcat în femeie pe străzile Cairoului? A fost o opțiune personală, am zis să mă... A fost o opțiune personală. Am fost împreună cu Bogdan Apetri, cu regizorul, și cu Mirna Berescu, cu producătorul meu. Și ne-am... acolo foarte... Privirile sunt foarte delicate la femei.
foarte delicate. Eram, dacă eram pe străduțe mai înguste sau pe chestii unde nu puteam trece unul lângă altul și o lăsam pe ea să meargă în față, eram orice, dar bărbat nu. Adică eram sclav, șofer, orice. Bodyguard. Orice, da. Și la restaurant un chelner chiar, pentru că pe urmă am tot întrebat, dacă mă supăr, nu-ți dau să mănânci. Și nu e nicio problemă. Și la un moment dat un chelner mă ruga, sir, please, let her eat. Please, let, I pay, let her eat. Și ziceam, stați că nu e destul. Nu, no, sir, please, let her eat. She doesn't do wrong. Bine. Deci egalitatea de gen n-a ajuns decât... Da, n-a ajuns. Și oricum virusul oricum nu era. Nu exista. Nu are și virusul demnitatea lui așa. Ele oricum sunt acoperite, na, cumva. Băi, săracele, da, dar nici la bărbați nu, nu se ia virusul. Ea cântă ampidabide, pidabide, ampidabide. Te ai? Piramide. Pidabide. Pidabidon. Da, asta pidamidon. Ampidabide, pidabide. Ampidabide. Nu, trebuie să începem întâi cu faraonul. Poți să fii? Faraonul, faraonul, eu fadaodu, sunt faraon, fadaodu. Faraon. Nu știu. Nu, băgați-mă în... update me, please. Nu știi faraonul? Nu. Faraonul, faraonul, eu sunt, eu sunt faraonul, 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 dar cine e faraonul? Am piramide, pira piramide, am piramide, pira piramide, faraonul, faraonul, eu sunt, eu sunt faraonul, 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 dar cine e faraonul? Asta e. Atât. A, ok. Atât de simplu. Am înțeles. Da, n-am... Opașa, nu m-am dus la cultura, n-am, adică... Am pidabide. Pidabiramide. Pidabide. 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 Mă rog, în capul meu a sunat cu totul altceva când te-am auzit. M-am dus în cu totul. Cred că n-am băut destulă cafea în dimineața asta, dar m-am gândit la cu totul altceva. E posibil, o să-ți, da, spun după, după aia, că m-am gândit la pistele de biciclete. Și m-am gândit la cu totul altceva. Avea un Cairo? Pistele de bicicletă? Avea, cred că aveau, au multe în plan, așa, nu... Nu erau foarte... Era, deci cred am că, fost primii. Cred, dar că se simțea efectul de piramidă acolo? Se simțea efectul de piramide foarte, foarte mult, pentru că sunt foarte aproape, deșertul e foarte aproape de acolo. Eu am văzut atâta praf, praf pe care, cu care n-ai cum să lupți. Uh-huh. Orice ai face, orice ai șterge, orice masă de la orice restaurant, așa, o șterge acum, în 3 minute e totul plin de praf. E praf saharian. Praf, da, adică n-ai, cu ăla n-ai cum să... N-am văzut atâta praf în viața mea. Pofașa de mică! Da. Așa. Și oricum toată lumea vorbește și tușește. Adică toți pe stradă tușesc. De la praf, nu de la virus. Adică toată lumea e... Nu știu, o lume foarte, foarte, foarte ciudată, spectaculoasă și foarte... pentru mine scary, înspăimântătoare. Nu știu cum e în stațiune, am înțeles că Sharm El Sheikh sau chestiile așa sunt și alea spectaculoase. Dar da, totul e... Sunt plin de praf. Băi, totul e plin de praf. Foarte, foarte mult. Nu e ca la noi la Constanța, spre exemplu. Unde e marea aproape. Unde e masterul de film de la Constanța. Da. Unde o să fie? Da, și asta voiam să le spun lor, că dacă intră pe site-ul Universității Ovidius, acolo o să aibă multe informații despre masterul de film, care o să înceapă înscrierile acum, cred că prin luna mai, iunie, o să înceapă înscrierile pentru 9 ani de master. Și așa o să puteți să interpretați cum trebuie bancul cu Ionel, care, mă rog, nu era neapărat. Dar poți să-l mai spui o dată, bancul cu Ionel. Când mergea pe plajă la Constanța. Așa. Chiar acolo în față, unde țineți voi cursurile. La paleză. Da. Și Ionel era cam supărat așa și oricum. Nici nu era bine și i-a zis mama lui Ionel, uite Ionel, valul. Și uite Ionel, un pescăruș mort. Unde? dacă... ne întoarcem imediat după publicitate mai bine. Da. Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on? Și bonjurică, bonjurică, ne-am întors ca să vă spunem la revedere. Și ce am învățat noi astăzi la Morning Glory? Particularități
particularități fonetice și am învățat despre filme și despre... Masterul de artă teatrală și cinematografică din Constanța care te ține la București. Da. Ar fi frumos să vadă, spre exemplu, Mina Berescu face festivalul anonim pe care îl știți cu toții și da. cred că s-au anunțat deja datele de festival de anul ăsta și oamenii... Și orele la care ies Țânțarii, da. Orele Țânțarii ies foarte, foarte târziu și acolo ies cu smerenie pentru că e vorba de filme, dar artiști nu te poți purta așa cu ei și cred că pe pagina de Facebook a festivalului anonim acolo afli datele de anul ăsta unde cred că... Acolo e o chestie foarte ciudată că e insulă, nu e ca la TIFF, spre exemplu, unde dacă vin mai mulți oameni, nu e nicio problemă că e orașul mare. La Sfântul Gheorghe, în Delta Dunării, unde e festivalul, acolo e insulă și câte locuri sunt, câți oameni în cap pe insula aia, atâția în cap. Părerea mea e că în cap mai mulți decât în cap. Că altfel așa, nu se explică. Că altfel nu se explică, dar... Stau și unii peste alții. Câteodată. No offense, dar... Clar, acolo, e grămadă. Acolo e solul și ține, dar cred că, da, e o experiență pe care cred că cam toată lumea, cel puțin o dată în viață, ar trebui să o trăiască. Filme sub cerul liber. E un lucru foarte frumos. Îi mulțumim lui Emanuel Pârvu că a acceptat să vină pe la noi și să spună un sincer... Opa-ta! Opa-ta! A fost frumos, a fost cu poezie. S-a râs, s-a băut, s-a distrat. Probabil că la un moment dat o să înceapă și emisiunea lui Ciprian Muntele, dar nu ne grăbim cu asta. A? E aici? Da, a venit. Da, a venit. Dar e luni. Ce sens are? Nu se grăbește. Noi am făcut ce am putut, am început la timp, dar măcar el să mai odihnească puțin. Și așa, și încet, încet, știi cum ciupește marea din plaja de nudiști de la 2 mai? Așa îi ciupim și noi din emisiune. Și din a 6 minute, mâine 7 minute. Încet, încet erodăm până nu mai încape decât un cort. Adică o intervenție înainte de ultimul grupaj publicitar. Cam asta o să fie toată emisiunea lui Muntele în curând. Da, mulțumim foarte mult, Emanuel Pârvu. Băi, deci nu, n-ai cum. Am un prieten, dacă mă enervează ceva foarte tare, să-mi pocească cineva numele și în afară de prietenul meu exact, cum mai am un prieten actor, Vlad Corbeanu, în care în teatru se ducea și le spunea mașiniștilor, băi, dacă vreți să vă puneți bine cu el, vezi că lui place să-i spui Emil. Și stăteam și auzeam de la un moment dat, de la mașinist sau de la luminiști, domnul Emil, Corbeanu, unde ești? Asta, deci, asta era... Ce mă poate... Da, cam asta a fost. În rest, Laura. Mulțumim. La bonjurică. Silvia, mulțumim foarte mult. La revedere. Cum a spus și invitatul nostru, salata mamei tale de băf. Da, are, a luat, merge în etapa următoare, da. Cu 3 de da. De la direct mine. De la Constanța. Practic, direct, da, direct de la Constanța. Vezi că tot a fost un leitmotiv. 3 scaune, astăzi. Cu mazăre, cu legume fierte. Nu aș mai fi pus niște castraveciori. Cam multă maioneză, după părerea mea, și cam puțină acritură. Dar în rest... Nu mai zice mazăre legată în contextul Constanța, te rog. Da. Și cu piper proaspăt râșnit, cum am pus noi, toată lumea a fost foarte mulțumită. Mihai, mulțumesc că existi, ca de obicei. Mulțumesc și eu. Ce bancă ai spus tu? Ai spus ceva? Ai spus o prostie astăzi. Da, ce... ala cu vopseaua? Ăsta e foarte bun. Te rog, și, te rog. Și Dragoș Olteanu și da. Sergiu Floraia și Lăzvi și vă las pe Mihai să vă spună el bancul ăsta. Cu vopseaua, da. te rog. Ce e verde și miroase a vopsea albastră? Ce? Vopseaua verde. Asta a fost V-am pupat dulce pe ceacră. Ne auzim mâine la Morning Glory, evident, emisiunea pe care o ascultați voi în dimineață. Și abar n-aveți cum se numește, că de-aia vă și uitați așa. Spuneți mâna și scrieți Morning Glory on Rock FM.